Mihai I a decedat pe 5 decembrie 2017 în Obon, Elveția. A domnit ca rege al României între 20 iulie 1927 și 8 iunie 1930, precum și între 6 septembrie 1940 și 30 decembrie 1947. A fost unul dintre puținii foști șefi de stat din perioada celui de-al doilea război mondial, care au trăit și în secolul 21. Fiul al principelui moștenitor Calor, Mihai a moștenit de la naștere titlurile de principe al României și principe de Hohenzollern-Sinmaringen, la care a renunțat mai târziu. S-a născut la Sinaia, fiind fiul principelui Carol, viitorul rege Carol al II-lea și al prințesei Elena a Greciei. Din partea tatălui este nepot al regelui Ferdinand I și al reginei Maria, iar din partea mamei nepot al regelui Constantin al Greciei. Mihai al României este descendentul celor mai importante familii regale și imperiale ale Europei, printre ele numărându-se familiile regale britanică, rusă și habsburgică, strămoși direcția ei săi fiind țarii Nicolae I și Alexandru al II-lea al Rusiei, regina Victoria Marii Britanii, împărați Habsburgi, regei Prusiei, Portugaliei și așa mai departe. A fost stră nepot al reginei Victoria Marii Britanii, atât pe filieră maternă cât și paternă. A fost văr de gradul 3 al reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii. Prinț moștenitor a devenit fiul lui Carol, principele Mihai. Deja în 1925, starea de sănătate a regelui Ferdinand era fragilă și acesta a murit în iulie 1927 de cancer intestinal. În consecință, Mihai a succedat la tron bunicului său. La scurt timp a murit însă și Ionel Brătianu, conducătorul Partidului Național Liberal și, dintre frații săi, cel mai versat politician. Astfel, prima venire la puterea lui Mihai a stat sub semnul slăbirii autorității celui mai important partid politic de până atunci. După Revoluția din 1989, a fost oprit de regimul Ion Iliescu să se întoarcă în țară, cu excepția Paștelui din 1992, când a atras mulțime entuziaste venite să-l vadă. De-abia sub președinția lui Emil Constantinescu în 1997 și-a primit înapoi cetățenia română. Ulterior, au fost retrocedate și o parte din proprietăți. Cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani, pe 25 octombrie 2011, Mihai a ținut un discurs în fața camerelor reunite ale Parlamentului României. Pe 25 decembrie 1990, Mihai I, însoțit de mai mulți membri ai familiei regale, a sosit pe aeroportul Otopeni și a intrat în țară cu un pașaport diplomatic danez, obținând o viză pentru 24 de ore, pentru a merge la mănăstirea Curtea de Argeș, unde voia să se reculeagă la mormintele antecesorilor săi regali și să asiste la slujba religioasă de Crăciun. Însă, în drum spre Curtea de Argeș, regele și însoțitării săi au fost opriți de un baraj al poliției, conduși din nou la aeroport și obligați să părăsească țara. În 1992, la 3 ani după Revoluția Română din 1989, prin care a fost înlăturat guvernul comunist, noul guvern român i-a permis regelui Mihai să revină în țară pentru a participa la prăznuirea Sfintelor Paști. Regele a fost întâmpinat de populație cu o simpatie deosebită. În București, peste 1 milion de persoane au ieșit în stradă pentru a-l vedea. Popularitatea regelui a îngrijorat guvernul președintelui Ion Iliescu, regelui interzicându-i se accesul în România pentru următorii 5 ani. Un episod al acestei interziceri s-a derulat pe 7 octombrie 1994, când, după aterizarea pe aeroport, a fost repoftit să urce în avion pe motiv, în fond, un abuz, că nu se acordă viză în acest moment și, pe urmă, că nu se acordă viză în frontieră. În 1997, după înfrângerea electorală lui Iliescu de către președintele Constantinescu, România i-a reactivat regelui Mihai cetățenia română și i-a permis să-și reviziteze propria țară. Regele Mihai și regina Ana au locuit din 2004 la Obon în Elveția. De marile sărbători creștine și în funcție de angajamentele publice, regele și regina au ales să fie alături de cei dragi, fie la castelul de la Săvârșin din județul Arad, fie la Palatul Elisabeta din București, pus la dispoziția lor prin decizie parlamentară. În martie 2016 a fost anunțată îmbolnăvirea de cancer al regelui și retragerea din viața publică. Pe 5 decembrie 2017, la ora 13, fostul suveran s-a stins din viață în urma unei suferințe îndelungate, leucemie și cancer de piele, în locuința particulară din Obon, Elveția.